Direcția de evidență a populației Târgu Jiu a eliberat în prima jumătate a acestui an peste 8700 de acte de identitate. Cei care își refac la timp buletinul sunt persoanele care circulă foarte des în afara granițelor țării. S-a simțit o mică creștere a numărului de persoane care au venit pentru reînnoirea actelor de identitate, cu atât mai mult cu cât știți prea bine că luna august este luna în care, în general, românii care lucrează în străinătate se întorc acasă pentru a-și face concediile și cu această ocazie își reînnoiesc actele de identitate. Numai luna august, de la început și până în data de astăzi, s-au înregistrat numai puțin de 1250 de solicitări noi. Cu toate acestea, numai puțin de 2500 de târgujieni nu au buletin, deși au vârsta minimă de 14 ani. Pentru a combate acest fenomen, reprezentanții Direcției de Evidență a Populației efectuează acțiuni curna mobilă. De asemenea, de la început anului și până în prezent, am executat 39 de acțiuni cu camera mobilă. După cum știți, noi ne deplasăm la solicitarea persoanelor fizice sau la solicitarea instituțiilor abilitate, respectiv penitenciare sau unități de ocrotire și protecție socială aflată pe raza noastră de competență, pentru a prelua imaginea și documentele beneficiarilor acestor instituții. Aceste activități au concretizat în punerea în legalitate a 48 de persoane cu acte de identitate. În urma acestor acțiuni s-au pus în legalitate 48 de persoane. Tot în cursul acestui an au fost emise peste 1450 de invitații nominale privind obligativitatea înnoirii actelor de identitate expirate.